Right, so good morning again. Bună dimineața din nou. We only have a few studies, I guess, together. Nu It's avem the decât câteva last week studii of the school. împreună. Este ultima And săptămână a acestei școli. I've been debating what we can cover that would Am be dezbătut ce ne-ar fi de folos să beneficial, what studiem. would be helpful to us. And I think we're going to play it by ear for Și the few cred că vom things that merge după regarding ureche, the zi topics după that we'll zi, în cover. ceea ce But privește subiectele despre care vom today, discuta. I'd like us Însă astăzi, to start by considering the fulfillment of aș vrea prophecy să începem in luând în 2019. considerare împlinirea profeției The anului fulfillment of prophecy in 2019. 2019. Of course, we know that Bineînțeles, știm under the că midnight cry, în timpul strigătului de la miezul a number of nopții predictions were made au fost about făcute mai multe what was going preziceri to take place despre ceea ce urma să in aibă loc 2019, în anul right? 2019, Of nu-i course, așa? there's the I guess Bineînțeles, the various lines of truth that înțelegerea have been liniilor opened up in the midnight adevărului cry. s-a deschis în timpul strigătului de la So miezul 2019 nopții. has come and gone. Anul And 2019 a trecut something that we și este need to be able ceva to la begin to care trebuie consider, să fim capabili să to begin to începem think să ne about gândim. is, can we Și see, anume, to putem noi identify the vedea, fulfillment of the things that putem we've been identifica prophesying împlinirea a ceea ce am in prezis connection with the midnight cry în message. legătură cu mesajul strigătului de la miezul This is nopții? important. It's important primarily for Acest our own lucru este souls because important. our message is Este based on Bible important, în primul prophecy rând, pentru and noi înșine. a hallmark of the truthfulness of the message that we bear is Pentru că that the mesajul things that our nostru este offering is bazat pe true and the things profeția that our offering now biblică is coming și to marca pass, noastră pentru they're actually veracitatea fulfilled. mesajului pe care îl avem So it's este faptul important că that lucrurile care sunt if we're making descoperite, că predictions urmează about să things se that are going to întâmple, take se place, împlinesc cu adevărat. and those Deci este predictions are important dacă facem time-bound, preziceri despre right? anumite lucruri That care se within vor the span of împlini, time, if iar become acele crucial that preziceri we're sunt able to legate de identify the timp, fulfillment. sunt It's atașate unui especially timp important now definit. because, Devine of course, crucial we know să that there's been fim a split in the capabili media. să identificăm And when you look împlinirea. at Future for America, what is their Este important, în special charge acum, against us pentru că, bineînțeles, is știm that că a we had fost o all these scisiune, o predictions separare în about mișcare things that were going to și take care place in este acuzația 2019. care ne-o aduc cei de But, la Future for America în prezent. Este according to faptul them, că none of noi them am were fulfilled. adăugat toate aceste preziceri ale anumitor lucruri So the care question aveau is, do să we aibă believe loc that în we believe that none of those 2019, things that dar știți că, that we conform predicted were lor, fulfilled? niciunul nu I s-a like to think that împlinit. if we really believe that none of us would be here, right? But Întrebarea there's a este, difference. credem noi că Why is niciunul it din that lucrurile while having prezise nu heard s-a the same împlinit? messages, Aș vrea să cred că dacă am crede cu having heard the adevărat same asta, predictions, niciunul dintre noi nu ne-am afla some can aici, look nu-i and așa? say, look, we didn't see Este o anything. diferență. While De ce others în will be timp able ce to am see, auzit același mesaj, aceleași preziceri, unii se pot uita și pot spune, can say, nu but am văzut we didn't nimic. see În timp fulfillment ce alții vor fi of the capabili să things that were vadă și să identified, spună, right? noi vedem împlinirea I lucrurilor think identificate. the key point there is, Cred că punctul understanding cheie what a fulfillment looks este like, să înțelegi cum arată right? împlinirea. And that's another Și acesta este un important alt thing I lucru think would be important clarified through the care course of the cred că va study fi that we're doing is clarificat we'll begin to get an pe understanding of parcursul what acestui prophetic studiu pe fulfillment care îl facem. look like. Vom începe să obținem o înțelegere a Because as felului cum Adventists, arată right, we împlinirile tend to expect that the profetice, fulfillment of a prophecy is pentru something că grand, tindem, something ca și spectacular, adventiști, să ne right? așteptăm ca But împlinirea unei what we are profeții seeing să fie increasingly, ceva what we should măreț, already ceva understand, but spectacular. what we will see Ar trebui deja să înțelegem, însă as ceea we ce go vedem forward din is ce în that ce mai mult, vom vedea pe if you're măsură ce not vom watching înainta, and if you don't have este an că idea of dacă what nu you're te looking uiți for, și you can dacă nu miss ai idee ce anume cauți, poți să ratezi the acel lucru. fulfillment of prophecy and events Poți să that are ratezi împlinirea the fulfillment profeției of și the evenimente very care predictions sunt împlinirea chiar a that acelei we've put on the record preziceri pe care am will făcut-o pass by you publică. as just, another Vor day trece that pe lângă tine gives you și vei something. vedea acele zile ca pe o altă zi a unui nou ciclu. So this study involves review. We're going to Acest go back studiu implică over revizuire. the prophetic spans. Do you remember that study, prophetic spans? Where Ne some vom tests, întoarce la how the perioadele test begins profetice. with 419, Vă amintiți acel studiu al perioadelor taking to profetice? 2019.
Sora Tess începuse cu 490, care te duce până în 2019, 220, care te duce în 2019, 151, 126 și așa mai departe. Și de-a lungul acelui studiu, ea făcea preziceri folosind logica sfârșitul de la început. Ea făcea preziceri despre lucruri pe care le vedem la începutul fiecăreia dintre acele perioade profetice, lucruri despre care spunea că le vom vedea la sfârșit. Așadar, vom recapitula porțiuni din acel studiu și, de asemenea, vom începe să discutăm ce putem vedea ca împlinire. Nu sunt sigur, dar cred că s-a discutat în Kenya și despre împlinirea bătăliei de la Rafia. Ea a început să prezinte despre cum s-a împlinit Rafia. Și înaintând cu acest studiu, s-ar putea să revizuim ceea ce s-a prezentat. Redo or revise that which you put on the record. Right. So my hope is that, you know, as we do speranța mea este ca în timp ce studiem aceste lucruri să identificăm împlinirea profeției și să vedem interpretarea profetică. Iar ideea nu este doar de a răspunde întrebării din propria noastră minte, nu doar să clarificăm lucrurile în mintea noastră că prezicerile pe care le facem sunt corecte, ci și pentru a putea fi capabili să răspundem obiecțiilor care au fost făcute publice legate de veridicitatea mesajului pe care îl susținem. I think a useful starting point is to consider our prophetic pattern. Cred că un punct de start folositor este să ne uităm la tiparul nostru profetic. Vom începe luând în considerare tiparul nostru profetic. Ce vedem în istoria preoților? The five primary waymarks, 1989, 9/11. Vom începe cu 1989, cele 5 pietre de hotar principale, 11 septembrie 2001, 2014, 2019. Și bineînțeles am vorbit despre tiparul pe care îl vedem, repetându-se în fiecare dintre aceste perioade de timp. Vedem un mesaj desigilat, o creștere a cunoștinței, o formulare, un test cu privire la formularea mesajului. Care conduce către o ușă închisă. Acesta este tiparul profetic. Lucrez cu prezumția pe care cred că am văzut-o cu toții. Cred că a fost expusă la această școală. Vedem acest tipar repetându-se în fiecare dispensațiune din istoria noastră. Și aceasta e istoria preoților. Când ne uităm la aceste pietre de hotar, 11 septembrie 2014-2019, vedem în special la marcajul 11 septembrie că a fost înțeles dinainte? S-a înțeles despre 11 septembrie înainte de a avea loc evenimentul? Cei mai mulți dintre noi nu eram aici. Dar ce știți? A fost înțeles 11 septembrie dinainte?
it was understood in hindsight. Nu. Right? A fost înțeles după aceea. It was understood retrospectiv. In hindsight. With 2014, what do we see? Was legat de anul 2014, ce vedem? Yes, it was. So this is an eye pointing. A fost înțeles de dinainte? Da. Am desenat un ochi îndreptat către anul 2014. Știm că anul 2014 a fost înțeles în 2012. În 2012 a fost făcută o prezicere despre 2014 ca fiind legea duminicală, astfel că 2014 a fost înțeles înainte de a ajunge de fapt la acea piatră de hotar. Dar ce vedem după 2014? Am avut o înțelegere deplină a marcajului 2014 înainte ca el să sosească? Nu. Acea lumină a continuat să crească după ce am trecut de anul 2014. Deci, în anii de după 2014, ne-am uitat înapoi spre 2014 și am început să înțelegem mai mult despre semnificația acestei pietre de hotar peste care trecusem. Anul 2019 a fost înțeles de dinainte? Da. Strigătul de la miezul nopții se deschisese în 2018 și am primit lumină cu privire la piatra de hotar care se apropia. Am înțeles multe despre acest marcaj de dinainte, dar uitându-ne la tipar, ce ne putem aștepta să vedem mai departe? Este un curs. Let's engage. We're all here to learn. Suntem aici să învățăm. You know, maybe you've overcome that fear. Sper că după 3 săptămâni ați trecut peste teama de întrebări, teama de a participa activ. Haideți să ne angajăm în studiu. Împărtășiți-vă gândurile. Cu toții suntem aici să învățăm. Și eu sunt aici pentru a învăța. Ideea de bază pe care vreau să o evidențiez este că vedem la aceste pietre de hotar, în special la pietrele de hotar 2014 și 2019, că au fost înțelese de dinainte. Însă ulterior, vedem cu 11 septembrie, după ce am primit lumină, am înțeles cu o mai mare claritate marcajul de care trecusem. Acum 2014. Din 2012 am început să facem preziceri viitoare despre pietre de hotar ce aveau să vină. Dar chiar și după împlinirea acelor pietre de hotar, încă primim o claritate mai mare despre semnificația lor. Deci, la ce ar trebui să ne așteptăm legat de anul 2019? Strigătul de la miezul nopții a început înainte de acest marcaj, iar acum 2019 a trecut. Înțelegem totul despre 2019? Răspunsul evident este că nu. Pentru că suntem la sfârșitul lui ianuarie. În data de 9 noiembrie sau după 9 noiembrie, dacă cineva v-ar fi cerut să identificați împlinirea bătăliei de la Rafia, să identificați împlinirea tuturor acelor preziceri ale acelor perioade profetice, ați fi fost capabil să faceți asta? Nu. Dar vedem acum că această lumină a început să fie dezvăluită, așa cum a fost prezentată aici. V-am lăsat să scăpați de data asta. Acum ne uităm în față, dar când ne uităm înapoi, ne putem aștepta să avem mai multe clarificări în ceea ce privește istoria prin care am trecut. This basic logic in my mind is the justification for această logică de bază în mintea mea este justificarea pentru a face exercițiul pe care îl facem astăzi. Okay, so
Așadar, perioadele profetice. The prophetic spans. I'm trying to think of the best. Încerc să mă gândesc la cea mai bună modalitate de a le expune. Right, so you have 2019. Avem anul 2019. What was the logic behind this study? Care era logica din spatele acestui studiu? It was presented, it was one of the initial studies Elder Tess. În loc de a vi-l expune pur și simplu, pentru că a fost unul dintre studiile inițiale pe care sora Tess le-a prezentat în octombrie 2018, când strigătul de la miezul nopții a fost deschis înțelegerii noastre. De speranța mea este ca pentru cei mai mulți dintre noi acest studiu să fie doar o revizuire. Totuși, poate unii nu au vizionat acele prezentări, nu știu. Dar dacă cineva îndrăznește să explice logica de bază din spatele acestui studiu, deja am spus câte ceva despre asta, dar aș vrea totuși ca cineva să facă lucrul acesta. Când sora Tess a prezentat perioadele profetice ca studiu al anului 2019, care era logica? Care era conceptul pe care îl prezenta? Pentru că ar trebui să fie recapitulare. Nu este nicio întrebare capcană. Așa cum vă amintiți, cum ați explica cu cuvintele voastre? Okay. So you're saying she was taking these numbers. Deci spui că a luat toate aceste numere. What numbers and why? Ce numere și de ce? Care este justificarea pentru a lua acele numere? Okay. Okay. Yes. Okay, so you're pointing out ai evidențiat faptul că înainte de 2019 la tabăra din Italia, tabăra din Italia nu a avut loc în 2019, ci în 2018, atunci când a fost descoperit timpul, punerea de date. Spui că înainte problema punerii de date nu a fost luată în serios. Această lumină a fost deschisă înțelegerii noastre în 2018. Atunci oamenii au început să iau în considerare punerea de date. Și acest lucru a pavat calea pentru test să înceapă. Acest lucru a așezat temelia pentru acest studiu privitor la perioadele profetice. În regulă, ai identificat ce anume a așezat temelia pentru acest studiu. Mughișa spune că acest lucru a expus conceptul pentru acest studiu. Practic, ea a luat mai multe numere profetice
numere pe care ar trebui cu toții să le recunoaștem. Numere precum 490. Avem o profeție de 490 de ani. Care este jumătatea numărului 490? 245. Care este jumătate din 490? 220, un alt număr profetic pe care ar trebui să-l recunoaștem. 151 și 126, numere asociate cu 2520. Și acestea sunt numere pe care ar trebui să le recunoaștem. 81, 30 și cred că sunt și altele. Însă conceptul din spatele acestui studiu era că Sora Tess lua aceste numere profetice și în ce mod le conecta cu anul 2019? Ce principiu combina ea cu aceste numere pentru a le permite să vorbească legat de ceea ce avea să aibă loc în anul 2019? A luat aceste numere profetice și a avut un principiu de sprijin pe care de asemenea ar trebui să-l recunoaștem cu toții. Și conectând toate aceste numere cu 2019, a dezvăluit mai multă lumină. Poate cineva să elaboreze? Care este principiul? Da, sfârșitul de la început. Avem numărul 490. We have 490 years. 490 de ani. Numărând înapoi de la 2019, unde ajungem? La anul 1529. Și dacă aplicăm acest principiu că Dumnezeu vestește sfârșitul de la început, ceea ce vedem în 1529 prefigurează ceea ce vom vedea în 2019. Acesta este conceptul. Așadar, cu toate aceste numere, ea a identificat evenimente care au avut loc la începutul fiecăreia dintre aceste perioade profetice. Și aceste evenimente prefigurează lucruri despre care ea spune că se vor împlini în 2019. Și acum ne putem uita înapoi, pentru că 2019 se află în oglinda retrovizoare și putem să începem să vedem împliniri. Acest studiu este încă în dezvoltare. Unele dintre aceste concepte încă le discut cu ea, de fapt, iar unele sunt clare. Unele sunt încă în dezvoltare. Însă cred că totuși se merită ca acest studiu să fie împărtășit, prezentat, cu speranța că în contextul studiului în grup, poate că vom putea clarifica unele din aceste lucruri care nu sunt încă clare în acest moment. Le voi împărtăși cu voi pe acelea care cred că ar trebui să ne fie clare. Am numărat înapoi 490 de ani. Acum le voi expune și pe celelalte. 245, 220. 151, 126, 81, 30. So we're not going to do them in order. Nu le vom face în ordine. Vom începe cu cele clare, după care vom trece la cele care mai au nevoie de clarificări. La fiecare dintre aceste perioade profetice, poate ar trebui să întreb. Da, poate este un lucru bun să întreb, pentru că ideea este că acest studiu este o revizuire. Ar trebui să fie.
Și după cum văd, este pentru mulți dintre noi. Puteți identifica că vreuna dintre aceste profeții s-a împlinit? Puteți identifica ce s-a împlinit înainte de a face pasul de a începe să identific eu? V-ați gândit la asta? V-ați gândit la faptul că acest studiu a expus toate aceste lucruri? V-ați uitat la ele să vedeți dacă s-au împlinit? Și dacă ați făcut asta, puteți identifica vreo împlinire pe care o puteți vedea? Dacă mergem cu 151 de ani înapoi, începând de la anul 2019, în ce an ajungem? 1868. Ce s-a întâmplat în 1868? Andrew Johnson a fost pus sub acuzare. So if we're declaring the end from the beginning, vestind sfârșitul de la început, aplicând acest principiu, este o punere sub acuzare a președintelui Statelor Unite. Cu 151 de ani mai târziu, ar trebui să vedem un eveniment similar. Voi citi din Wikipedia ca un mod de a recapitula. Citesc din Wikipedia despre punerea sub acuzare a lui Andrew Johnson. Doar câteva rânduri. Spune așa. Punerea sub acuzare a lui Andrew Johnson a fost inițiată la 24 februarie 1868, când Camera Reprezentanților Statelor Unite a hotărât să-l pună sub acuzare pe Andrew Johnson, al 17-lea președinte al Statelor Unite, pentru înalte crime și contravenții, care au fost detaliate în 11 articole de punere sub acuzare. Acuzația principală împotriva lui Johnson a fost încălcarea legii titularizării funcției, care a fost adoptată de Congres în martie 1867, deși Johnson se opusese acestei legi. Mai exact, el a demis pe Edwin M. Stanton, secretarul de război, actul fiind conceput în mare parte pentru a-l proteja, și a încercat să-l înlocuiască cu generalul major Lorenzo Thomas. La 2-3 martie 1868, Johnson a devenit primul președinte american care a fost pus sub acuzare când Camera a adoptat în mod oficial articolele de punere sub acuzare și le-a transmis Senatului Statelor Unite pentru judecare. Judecarea în Senat a început 3 zile mai târziu, prezidând judecătorul șef Salmon P. Chase. În 16 mai, Senatul nu l-a condamnat pe Johnson pentru unul dintre articole cu număr de voturi de 35-19 în favoarea condamnării, pentru că majoritatea necesară de 2/3 mai avea nevoie de un singur vot. Andrew Johnson și-a concediat secretarul de război. A făcut lucrul acesta în mod ilegal, împotriva legii titularizării funcției, înlăturând un anumit individ din funcția sa, secretarul de război. Ca urmare, au fost aduse împotriva lui măsuri, proceduri de punere sub acuzare. A fost până la urmă judecat de Senat. Dar ce am citit? Procesul a eșuat și a fost achitat de Senat. Și acum, uitându-ne la anul 2019, întrebarea este ce vedem? Vedem că președintele Donald Trump a fost pus sub acuzare? Da, vedem. Cred că este folositor să arătăm, să analizăm procesul punerii sub acuzare și apoi să identificăm, pentru că este ceva ce se întâmplă în mod curent. Chiar acum, Trump este pus sub acuzare și cred că toți știți asta. Judecarea sa de către Senat se desfășoară în prezent, are loc chiar acum. Punerea sub acuzare este un proces prin care un președinte sau cineva cu o funcție înaltă, dar în acest context este vorba de președinte, poate fi înlăturat din funcție pentru săvârșirea unor fapte ilegale, în alte crime și contravenții, așa cum a fost acuzat Andrew Johnson. So,
When we look at impeachment, când ne uităm la punerea sub acuzare, și aș vrea să spun aceasta în contextul unor acuzații care ne-au fost aduse, pentru că atunci când 9 noiembrie a trecut, care a fost afirmația celor care s-au despărțit de noi? Ei au spus că Trump nu a fost pus sub acuzare în data de 9 noiembrie. Prin urmare, profeția noastră a eșuat. Trump nu a fost pus sub acuzare la 9 noiembrie, deci prezicerea noastră a eșuat. Prima întrebare este, când am identificat punerea sub acuzare a lui Trump, a fost atașat acest lucru de 9 noiembrie? Nu. Andrew Johnson nu a fost pus sub acuzare la 9 noiembrie și nu s-au făcut afirmații care să atașeze împlinirea acestei preziceri la data de 9 noiembrie. Când vă uitați la toate aceste perioade profetice, câte dintre ele sunt legate de 9 noiembrie? 3. Doar 3. Cele mai multe nu. Cele mai multe sunt plasate în anul 2019. Însă chestiunea a fost reformulată, cum că am făcut toate aceste preziceri despre această dată în mod deosebit. Și nu a fost așa. În primul rând, nu am atașat prezicerea punerii sub acuzare cu data de 9 noiembrie. Însă, de asemenea, am identificat că punerea sub acuzare este un proces. Nu este ceva ce are loc neapărat într-o zi, ci este un proces care are loc pe o perioadă de timp. Și putem delimita pașii acestui proces pe scurt. S-a uitat cineva la acest proces? Procesul punerii sub acuzare din Guvernul Statelor Unite. Dacă ați urmărit acest proces, ce spuneți? Astăzi clasa este foarte tăcută. Da. Da, punerea sub acuzare are loc în Camera Reprezentanților și în Senat. Este o cerere de punere sub acuzare care are loc în Camera Reprezentanților, urmată de o judecată în Senat. Camera Reprezentanților redactează, elaborează acuzația sau articolele punerii sub acuzare, după care Casa Reprezentanților decide cu majoritatea simplă dacă să continue acuzațiile. Apoi ajunge în Senat. Judecata are loc în Senat, dar este prezidată de un judecător șef al Curții Supreme. Dacă 2/3 din senatori îl condamnă, atunci președintele este înlăturat din funcție. Da, evidențiază faptul că punerea sub acuzare nu înseamnă că un oficial va fi înlăturat, ci înseamnă doar că acuzațiile au fost făcute în mod formal împotriva unui oficial federal. Yes. Okay. Just break it down. Right, the first step, he's laid it out.
Haideți să defalcăm acest proces, să-l explicăm. Primul pas a fost expus. Un președinte a comis infracțiuni demne ca acesta să fie înlăturat din funcție. Procesul formal prevăzut în Constituție, prin care un președinte care comite infracțiuni poate fi înlăturat datorită acelor infracțiuni comise, este o punere sub acuzare. Începe cu o cerere, care în fond este o investigație care are loc în Camera Reprezentanților. Vă deranjează dacă șterg tabla? Sunt cele trei organe administrative ale guvernului. Ramura legislativă, ramura executivă, funcția președintelui și ramura juridică, care este Curtea Supremă. Când avem un oficial federal, în acest caz este vorba despre președinte care comite crime sau infracțiuni pe baza cărora riscă demiterea din funcție. Procesul formal pentru aceasta este procesul de punere sub acuzare și începe cu ramura legislativă. Pentru că nu se poate ca ramura executivă să fie cea care să se investigheze și să se judece pe ea însăși. Deci avem o împărțire de puteri între aceste trei ramuri ale guvernului. Procesul prin care președintele este investigat, judecat și fie găsit vinovat și înlăturat, fie achitat, este inițiat de către partea legislativă. Și ramura legislativă, din câte părți este constituită? Camera Reprezentanților? Și Senatul? So the Senate initiates the process with what is called an impeachment inquiry. Camera Reprezentanților inițiază procesul cu ceea ce se numește cerere de punere sub acuzare. Aceasta este investigația legată de faptul dacă președintele în funcție este vinovat de crimele de care este acuzat. So this impeachment inquiry, this is the investigation. Cererea de punere sub acuzare este investigația. A vote is held by simple majority. Și la sfârșitul acestei investigații este ținut un vot cu majoritatea simplă. Privitor la problema dacă președintele este vinovat sau nevinovat la sfârșitul acestei investigații. Dacă este găsit vinovat, atunci este pus sub acuzare. If he's found guilty, he's impeached. Deci asta înseamnă a fi pus sub acuzare. Punerea sub acuzare este o găsire a vinovăției de către Camera Reprezentanților. Camera aduce acuzații formale și îl găsesc pe președintele în funcție vinovat. Acest lucru înseamnă a fi pus sub acuzare. Însă procesul nu este încheiat. Următorul pas este o judecată în Senat.
And this trial in the Senate, iar acest proces în Senat este prezidat de un judecător al Curții Supreme. So this is where the judiciary comes in. Aici intervine ramura juridică. Un judecător al Curții Supreme stă pe scaunul de judecată al Senatului. Apoi se votează, însă aici în Senat, votul trebuie să fie susținut de 2/3. And if found guilty, și dacă este găsit vinovat, președintele este înlăturat din funcție. Acesta este procesul de punere sub acuzare. Deci ce s-a întâmplat în 1868 cu Andrew Johnson? El a comis infracțiuni. Au fost aduse împotriva lui acuzații de către Casa Reprezentanților. A fost inițiată cererea de punere sub acuzare împotriva lui. A fost condusă o investigație și a fost găsit vinovat. Majoritatea Casei Reprezentanților l-au găsit vinovat în urma unei investigații a acuzațiilor care i-au fost aduse. Prin urmare, a fost pus sub acuzare. Apoi începe judecata în Senat. Și aici în Senat nu s-a atins pragul de 2/3. Și astfel nu a fost eliberat din funcție. Asta vedem că s-a întâmplat. Așadar, când ne uităm la anul 2019, putem să urmărim aceleași evenimente ca împlinire pentru ceea ce s-a prezis? Când a fost făcută cererea de punere sub acuzare a lui Donald Trump? When was this? Is there anyone off the top of their head? Știe cineva din memorie? September 24. La 24 septembrie 2019 a fost făcută cererea de punere sub acuzare împotriva lui. The impeachment inquiry begins against him. This is the investigation. When was he impeached? Aceasta este investigația. December? Când a fost el pus sub acuzare? A fost pus sub acuzare în 18 decembrie 2019. And of course, what is taking place right now? Și bineînțeles, ce are loc chiar acum? The trial in the Senate. Judecata în Senat. This is ongoing. Este în curs de desfășurare. But based on the prophecy, dar pe baza profeției, what happened with Andrew Johnson, what do we know? A ceea ce s-a întâmplat cu Andrew Johnson, ce știm că se va întâmpla în Senat? He's going to be acquitted. They won't meet the 2/3 majority. Va fi achitat. Nu vor vota 2/3 din Senat eliberarea lui din funcție. Aceasta este o specificație a profeției identificată în 1868. Însă, de asemenea, doar uitându-vă la situație, puteți vedea asta. De ce? Cine controlează Casa Reprezentanților?
democrații. Deci cu democrații în această atmosferă de polarizare, a fost mai ușor pentru ei. Nu că ar fi fost mai ușor, pentru că dacă spunem astfel, sună ca o chestiune politică, când de fapt el chiar a comis o infracțiune. În orice caz, Camera Reprezentanților este controlată de democrați, iar aceștia nu erau înclinați să-i acorde vreo liberă trecere pentru crimele pe care le-a comis, pentru lucrurile pe care le-a făcut, așa că l-au pus sub acuzare. Dar cine controlează Senatul? Republicanii. Și știm că este un climat de radicalizare în politica Statelor Unite, în special în Partidul Republican, hiperpartizanat, adică îl susțin indiferent de situație. În acest climat, chiar și comentatori seculari identifică faptul că nu este probabil ca un senat controlat de republicani să-l condamne și să-l elimine din funcție. Dar în orice caz, aceasta este oricum o specificație a profeției. Când ne uităm la această împlinire, și cred că este important să ne amintim contextul în care a fost făcută prezicerea, pentru că mi-amintesc că în 2018, când au fost expuse aceste lucruri, ce scria în ziare, în ziarul The Washington Post și în alte ziare? Ce spuneau ele? Nu se discuta mult despre punerea sub acuzare, dar când s-a ridicat această problemă, ce s-a spus? Spune, te rog. Se spunea că punerea sub acuzare era foarte improbabilă, pentru că ar însemna sinucidere politică pentru democrați să ridice o cerere de punere sub acuzare împotriva lui Trump. În timpul în care a fost făcută această prezicere, dacă vă uitați, ce scria în ciclul de știri? Că era un lucru foarte improbabil. Dacă democrații fac acest lucru, asta ar fi sinucidere politică și că nu vor face lucrul acesta. Chiar și înșiși democrații spuneau că nu merită efortul. Mai degrabă ne va face rău decât să ne ajute. Aceasta era discuția din acel timp, în anul 2018. Dar bineînțeles, vedem acum, după ce am trecut de anul 2019, că profeția s-a împlinit și se împlinește în conformitate cu specificațiile sau caracteristicile sale. Cred că aceasta este ușor de văzut, punerea sub acuzare a lui Andrew Johnson, în timp ce ne uităm la începutul acestor perioade profetice. Putem să urmărim împlinirea acestei profeții și cred că ceea ce a fost adus în discuție de aceasta și de celelalte împliniri profetice pe care le vom vedea este care este natura împlinirii profetice? Cum arată o împlinire profetică? Care este boala pe care am adus-o cu noi din adventism? Numesc boală modul greșit de a gândi. Fratele spune în felul lui, dar spune că ne așteptăm să se împlinească într-un mod anormal. Însă împlinirea profetică arată foarte normal. Și când ne așteptăm la ceva măreț și spectacular, evenimente cutremurătoare, eșuăm în a observa evoluții cu aspect normal, care de fapt constituie împliniri ale profeției. Deci cred că este important să vedem asta, să înțelegem cum arată o împlinire profetică, dar de asemenea să vedem natura progresivă a împlinirilor profetice. Pentru că de multe ori, și aceasta este capcana în care cad cei care s-au separat de noi, se așteaptă la evenimente singulare, un eveniment singular pentru a identifica împlinirea profeției, când de fapt
right? This prophecy, marea majoritate a împlinirilor profetice sunt de natură progresivă. Această profeție a anului 1868 se împlinește începând din septembrie și încă este în desfășurare. Continuă să se împlinească. Are o natură progresistă. Următorul punct pe care vreau să-l vedem, probabil următorul punct va fi mai clar. Punerea sub acuzare a lui Andrew Johnson este ceva ușor de văzut. That's an important point. Da, este un punct important. Sora Emma vorbește despre 11 august 1840, despre care scrie în Tragedia Veacurilor. Și modul în care scrie despre asta în Tragedia Veacurilor descrie ca fiind ceva spectacular, eveniment care s-a întâmplat într-o zi. Și toată lumea a văzut acel eveniment în acea zi. Bineînțeles că știm că Ellen White rezumă, oferă o trecere în revistă. Dar cum a arătat, de fapt, împlinirea? Nu a avut loc o cădere catastrofică a Imperiului Otoman, nu-i așa? Guvernul Otoman a continuat. Care era numele lui? Sultanul și-a păstrat poziția. Nu a fost nicio lovitură de stat, nu a fost nicio înfrângere, nici măcar nu a fost vreo vărsare de sânge. Așa cum a spus sora Emma, a fost doar un schimb de scrisori care a schimbat relația politică a entităților implicate. Aceasta a constituit căderea Imperiului Otoman din punct de vedere profetic. Au fost schimbate scrisori între guverne, ceea ce a schimbat relația politică a puterilor în discuție. Și apoi lucrurile au continuat să se desfășoare normal. Și neavând internet, a fost nevoie de săptămâni pentru ca vestea să se răspândească legat de ceea ce s-a întâmplat. Și după ce trecuseră 6 săptămâni, oamenii abia aflau această veste și anume că a avut loc acest schimb. Deci chiar și acolo, pentru a identifica împlinirea profeției, trebuie să examinăm în profunzime, trebuie să avem o idee ce căutăm, trebuie să observăm evenimente care au o legătură cu subiectele și trebuie să analizăm aceste evenimente cu atenție. Johnson a fost pus sub acuzare și un alt eveniment despre care consider că este ușor pentru noi să-l vedem a avut loc în anul 1529, începutul perioadei de 490 de ani. Right, so the prophetic span study, What took place in 1529? Deci studiul perioadelor profetice. Ce a avut loc în 1529? A doua dietă de la Speyer. Și ce altceva? Pentru că în studiul sorei Tess, ea a identificat două evenimente legate de 1529. Asediul Vienei. Aici marcăm dieta de la Speyer. And the siege. Și asediul Vienei. Of Vienna. What was the siege of Vienna? În ce a constat asediul Vienei?
revision. If anyone wants to narrate it in their own words, what was the siege of Vienna? Dacă ar fi să povestiți cu propriile voastre cuvinte, ce a fost asediul Vienei? I know you know. Let me see. Let me see if there's someone. Știu că știi, dar să văd dacă nu este și altcineva. Nu am făcut o treabă bună în a vă pune să răspundeți. Cineva. Ce vă amintiți? Nu trebuie să știți întreaga istorie. Poate spuneți niște detalii și altcineva va adăuga mai multe detalii. Ce s-a întâmplat la asediul Vienei? Da, fratele meu spune că Imperiul Otoman a fost învins. De către cine? Cine i-a învins pe otomani? Okay, who defeated the Ottomans? Benjamin? Austria, was Austria-Hungary? Of course Austria-Hungary. Austro-Ungaria? Okay, but okay. Anyway, Wikipedia says Hungary. Pe Wikipedia scrie Ungaria. But I know that, you know, for a while there were one. Dar știu că pentru o perioadă de timp era o împărăție, un imperiu. Kingdom, right? So we have the Ottoman Empire. Imperiul Otoman a fost învins de Ungaria. Hungary. Now I'll speak to. Voi vorbi despre asta. I'll read. Voi citi. Citesc din Enciclopedia Britanica. Doar câteva rânduri. It says. Asediul Vienei din septembrie până în octombrie 1529. În 1529, Imperiul Otoman a făcut un efort hotărât să captureze Viena, capitala Imperiului Austriac Habsburgic. Au eșuat în a cuceri Viena, acest lucru marcând sfârșitul expansiunii turcilor către Europa și a fost urmat de devierea efortului otoman către Asia și Marea Mediterană. Descriind asediul, spune: atac după atac a fost respins de către apărătorii austrieci, care au împușcat trupele otomane cu archebuzurile, puștile lor, de pe zidurile înalte ale orașului și i-au forțat să se retragă înapoi pe cei care au urcat zidurile folosind sulițe lungi. La sfârșitul lunii octombrie, Suleiman era sultanul otoman, a comandat un ultim atac total, dar și acesta a fost respins. Suleiman a ordonat apoi o retragere a armatei sale bătute, care s-a transformat într-un calvar dezastruos, deoarece zăpada de iarnă a venit mai devreme, cauzând multe morți și pierderea artileriei rămase. Înfrângerea de la Viena l-a forțat pe Suleiman să se întoarcă în Ungaria otomană și după un al doilea eșec de a lua Viena în 1532, a abandonat gândurile de a cuceri Europa. Deci avem puterea trâmbiței, cel de-al doilea vai, Imperiul Otoman, și depune efortul să cucerească Europa de vest, depune efortul să cucerească lumea occidentală. Granița dintre Imperiul Otoman și lumea occidentală era Austria. Încercând să cucerească Europa de vest, Austria era poarta de intrare către Europa de vest, deci Austria era linia de apărare împotriva invadatorilor musulmani. De fapt, chiar și astăzi, austriecii spun că, datorită lor, Europa de vest nu este astăzi islamistă. Ei spun că dacă nu ar fi fost ei, Europa de Vest ar fi fost musulmană, pentru că ei au fost linia de apărare împotriva invaziei armatei islamice. Viena, capitala Imperiului Austriac, sultanul turc a asediat Viena în efortul său de a cuceri Austria ca un prim pas în cucerirea Europei de Vest. Însă asediul a fost un dezastru. A întâmpinat o opoziție puternică. A fost obligat să se retragă și în acea retragere, în primul rând, în timpul asediului ploua. Soldații lui s-au îmbolnăvit și mulți au murit.
Și în timpul retragerii sale, iarna venise mai devreme și mult mai mulți au murit în zăpadă. Această înfrângere sau acest eșec de a sedia Viena a fost atât de dezastruos încât, practic, a pus capăt tuturor încercărilor lor de a cuceri Europa de vest. A fost distrus Imperiul Otoman? Nu a fost. Nu a fost distrus. Se afla încă în perioada supremației sale. Deci nu a fost distrus, dar vedem că în eforturile sale de a cuceri Europa de vest a fost reținut. Astfel că vedem o putere a trâmbiței, al doilea vai, fiind reținut în războiul său împotriva Occidentului. Acest lucru este scos în evidență de către asediul Vienei. Acum, uitându-ne la 2019, întrebarea mea este: ce vedem ca un mod de împlinire? S-a gândit cineva la asta sau îndrăznește cineva să ne spună vreun gând legat de asta? Ce vedem ca și împlinire? Să vedem cine ar vrea să răspundă. Right. Okay. So you're identifying. Deci identifici. Again, that's great because I think it's one of the. Din nou vreau să menționez că eu cred că este una dintre cele mai ușor de văzut. Do we see a restraint of Islam? În 1529 și în 2019 vedem o reținere a islamului. Right. My brother pointed out that ISIS. Nu al doilea vai, ci al treilea vai, în 2019. Vedem, nu-i așa? Fratele a evidențiat că ISIS și-a pierdut tot teritoriul. În martie 2019, ISIS și-a pierdut ultimul teritoriul. ISIS lost its last territory. This was it's called Baghuz. Let me. Teritoriul pe care l-a pierdut se numește. No, that's later. Baghuz. The territory that it lost is Baghouz. Right. And then of course later that same year what do we see? Și bineînțeles mai târziu în acel an ce vedem? When in that year? Când în acel an? October 26. În 26 octombrie. Ce vedem? What do we see? The leader of ISIS. Conducătorul ISIS. Was killed. A fost ucis. Când ne uităm la aceste evenimente legate de ISIS din anul 2019, acestea sunt cele care putem spune că au constituit împlinirea asediului Vienei. În primul rând, ISIS este un stat islamic și a declarat califatul în 2014 și statul are pământ, are teritoriu. Vedem că suferă o lovitură pe măsură ce își pierde ultima bucată de pământ, acest loc numit Baghuz, în martie 2019, în fața forțelor siriene. Și mai târziu, în același an, la 26 octombrie, liderul care a declarat califatul este ucis. ISIS nu a luat sfârșit. Sunt încă activi. Și foarte repede au ales un nou lider. Dar cu siguranță, acest lucru a constituit o reținere. Au fost reținuți în războiul lor împotriva Occidentului.
Astfel că vedem că asediul Vienei s-a împlinit în 2019 și ceea ce este de asemenea important de văzut este faptul că are loc în mod progresiv. Deci dacă te uiți după un eveniment singular pentru a spune că aceasta este reținerea, nu vezi acest lucru neapărat. Dar dacă urmărești o istorie, desfășurarea istoriei respectivei entități într-un mod progresiv, atunci ești capabil să vezi ceea ce a fost scos în evidență de către asediul Vienei, și anume o reținere a puterii. Nu este ceva ce s-a întâmplat într-o zi, s-a desfășurat în mod progresiv. Are sens? Now, the next event in 1529 was următorul eveniment din 1529 a fost dieta de la Speyer și ne vom uita pe scurt la aceasta. Scuzați-mă, nu m-am uitat la ceas. Nu știu dacă am depășit timpul. Am depășit cu 6 minute. Ok. Dieta de la Speyer. Poate cineva să facă o recapitulare la ceea ce a prezentat Sorates? Ce a identificat ea? Ce a avut loc la dieta de la Speyer? Nu identificat semnificația simbolică. Mai întâi să expunem ce a avut loc atunci. Vrei să spui protestanții, nu evanghelicii. De ce au trebuit să vină să dea mărturie? Ce se întâmplase? Ce întâlnire? Între cine și cine? Ok, deci catolicii s-au întâlnit cu conducătorii, regii. Catolicii erau hotărâți să desfințeze reformațiunea. Iar regii și prinții s-au întrunit și și-au ridicat glasul împotriva acestui lucru. Ok. So that's basically what happened. We'll practic asta este ceea ce s-a întâmplat. Ne vom uita în tragedia veacurilor. I think we'll take a break and when we come back from the break we'll read Great Controversy page 197. Cred că vom lua o pauză și când ne întoarcem vom citi din tragedia veacurilor pagina 197. Just by way of recap. Ca un mod de a recapitula. And then we'll begin to discuss what we can see. După care vom începe să discutăm despre ce putem vedea. Sper că a fost un exercițiu folositor. Să încheiem cu un cuvânt de rugăciune. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru terenul pe care l-am putut acoperi, îți mulțumim pentru oportunitatea de a fi la o școală ca aceasta și de a studia lumina pe care ai dezvăluit-o poporului tău. Doamne, te rugăm, călăuzește-ne în tot adevărul. Știm că în timp ce înaintăm, vom avea claritate în privința trecutului nostru. Și în timp ce vedem claritate în trecutul nostru, Doamne, te rugăm să ne călăuzești în tot adevărul. Fie ca acest studiu să fie o binecuvântare și fie ca toate studiile pe care le vom mai avea în timpul cât ne-a mai rămas la această școală să ofere binecuvântări bogate poporului Tău pentru a avea o încredere mai mare, încredere în mișcare, încredere în Tine ca și conducător al mișcării. Te rugăm, binecuvintează-ne acum în timp ce facem o pauză. Te rugăm acestea în numele lui Iisus. Amin.